Bine v-am regăsit, copii, la Talismanul de Safir, scris de Elvira Bogdan. Astăzi vom citi Spaima doamnei Marica. Soția lui Brâncoveanu, doamna Marica, nu se lasă mult așteptată. Intră plină de emoție, înspăimântată. Întreaga ei înfățișare este de o negrăită modestie și bunătate, înveșmântată în bogate straie domnești și cu un cerc de aur peste năframa ce acoperea capul, se duce și sărută mâna Domnului. E foarte tulburată, își frânge mâinile și fața ei se vede că a plâns. Domnul, mirat de venirea ei, o întâmpină totuși cu blândețe și caldă duioșie. Iată și pe mult iubita noastră doamnă Marica. Ei, dar ce necaz te aduce, doamnă, chiar aici, în sala cea mare a sfatului domnesc, și încă atât de dimineață? Niciodată nu ai venit la noi aici așa, pe neașteptată. Iartă-mă, doamne, că îndrăznesc să te tulbur, murmură doamna Marica. Dar mi s-au adus la cunoștință vești înspăimântătoare. Marica, doamnă, nu lua în seamnă veștile ticluite. O, de n-ar fi adevărate, nici nu cu teza ți le spune, mărite, doamne, vorbește înspăimântată doamna Marica. Primește-l, doamne, rogu-te, pe doctorul Corea. Chiar acum, aici, grabnic, el îți va spune totul. Și chiar în clipa asta intră un soldat și vestește. Doctorul Măriei tale, Anton Corea, roagă stăruitor să fie primit de Măria ta cât mai neîntârziat. Dar ce-o fi vrând și el tocmai acum, se miră iarăși Brâncoveanu. Avem lucruri mai însemnate de pus la cale. Privind însă la doamna Marica, vede cum ea-și frânge mâinile speriată. Atunci domnul poruncește să intre Corea. Doctorul Corea se arată de îndată palid gâfâind. Doamne, iartă-mi îndrăzneala, zice el închinându-se în fața domnului, dar multe rog să-mi îngădui chiar acum fără zăbadă, a-ți aduce de știre vești foarte rele, ce privesc îndeaproape pe Măria ta acum până nu e prea târziu. Dar ce vești rele, atât de însemnate, ce pot suferi, ce nu pot suferi întârziere, te aduc, doctore, se miră Brâncoveanu încruntând din sprâncene. Doamne, slăvite, doamne, mare nenorocire pândește pe Măria ta. Am auzit de o înălțire mărșavă împotriva Măriei tale pusă la cale de dușmanii trădători și pismăreți. Oprindu-se din vorbă, țintește cu priviri pătrunzătoare pe câțiva boieri din jurul lui Cantacuzino. Înciudat, stolnicul își mușcă buzele, scrâșnește din dinți și își întoarce fața de la el. Ce tot cobește aici de nenorociri, doftore? Îl mustră Brâncoveanu. Doamna Marica, înfricoșată, se roagă stăruitor. Ascultă, doamne, încrede-te în el, îți este credincios. Vorbește, doftore, cuvințează Brâncoveanu. Of, e cumplit ceea ce am aflat. S-a pus la cale ca Măria ta, doamne, să fii mazilit, să fii luat pe sus și dus la Constantinopole cât mai grabnic, neînchipuită mișelie. Dar Brâncoveanu începe să râdă. Ha, ha, ha! Cum ai zis, doftore, mazilit, luat pe sus eu? Dar ce, eu sunt răufăcător? Eu sunt domnul țării românești, mai adaugă Brâncoveanu cu nobilă mândrie. Și apoi, de o voi sultanul să mă vadă, m-o pohti la Țarigrad și eu m-oi duce cu tot alaiul cu care m-am mai fost dus și acum 11 ani în urmă. Și am fost primit cu mare cinste de sultan și mi-a dat și haratișefirul de domn pe viață pentru mine și urmașii mei. Așa-i, boieri,
Așa-i, așa-i, adeveresc boierii. Auzi, curea, se întoarce Brâncoveanu spre doctor privindu-l drept în ochi și repetă apăsând pe cuvinte bucuros. Auzit ai, coria, hatișeriful de domn pe viață, știi tu ce izbândă înseamnă asta? Și de asemenea și făgăduiala sultanului că după mine va urma la domnie fiul meu prea iubit Constantin. Ei, dar doctorul Corea își frânge mâinile de disperare, văzând că domnul nu vrea să ia seamă la cele spuse de el și din nou îi cere cu smerenie ascultare. Doamne, cum să te fac să mă crezi, să vezi prăpastia ce e gata să ți se deschide sub picioare? Doamne, fugi! Fugi, Doamne, cât mai e vreme, nici o clipă nu zăvovi, până nu va fi prea târziu. Dar oare măria ta n-ai auzit că a venit Capugi, Bașa, Mustafa, Aga, Emini, așa deodată pe nepusă masă aici la București? Brâncoveanu râde cu și mai mare poftă. Acum chiar să știi că ai haz, doctore, și zi așa, hai, vine capul G. Bașa, Mustafa Aga Emini, ce veste neașteptată, dar el e prietenul meu cel mai bun, omul meu de încredere la sublima poartă. Ei, ascultă la mine, dragă Corea, altă dată când vei voi să câștigi bunăvoința domnului să vii cu vești mai de preț, nu cu vești de astea pe care le știe și copilul mic de ieri. Dar noi pentru ce oare ne-am adunat aici în sala tronului? Pe cine altul așteptăm noi decât pe însuși capul Gibașa, Mustafa Aga Emini, care ne-au cerut încuvințarea de a ni se înfățișa chiar astăzi aici la palat? N-ai văzut calul împodobit și seimenii plecați să-l întâmpine și să-l aducă cu toată cinstea cuvenită? Dar nu s-a întrebat măria ta de ce vine acest Mustafa Aga atât de pe neașteptate? Mai făcut doctorul Corea o ultimă încercare pe lângă Brâncoveanu de a-i deschide ochii să vadă primejdia care îl păștea. Cum așa pe neașteptate? Întreabă Brâncoveanu netulburat. Se duce omul la hotin să pedepsească pe Șerascheru Abdi, care a smuls hotinul făcându-se stăpân pe el, fără să vrea mai da ascultare sublimei porți. Se cătea oare să nu treacă și pe la noi? Mi-e bun prieten, ți-am mai spus-o, Corea. Mai ales că are nevoie să-i dăm 15 care încărcate cu merinde, apasă Cantacuzino pe cuvinte, vrând să-l liniștească pe Corea. Firește, așa e, întări și Brâncoveanu spusele stolnicului. Doamne, nu te încrede în viclenia turcului, stărui din nou doctorul Corea, zbuciumându-se în zadar să trezească îngrijorarea în sufletul senin al lui Brâncoveanu. Dar ce-ar fi, Doamne, dacă ferească sfântul doctorul Corea ar avea vești întemeiate și ar spune adevărul? Se îngrijoră doamna Marica. Află că și eu tot astfel de vești am aflat-a. Brâncoveanu însă o liniștește cu blândețe. Marico, fricoasă, tot copil ai rămas, deși ai fete măritate și flăcăi însurat. Se poate să te înspăimânți domnia ta pentru niște vorbe de șarte, pentru zvonuri răuvoitoare, tâlcuite drept vești? Brâncoveanu nu mai are însă timp să ostoiască neliniștea doamnei. A sosit Capugi Bașa, Mustafa Aga Emini, se aude vestind ostașul de strajă. Noapte bună, copii, să ne regăsim cu bine și sănătate și la alte povești și poezii.